Zi bună! Produsul scalar a doi vectori V1 și V2 e egal cu mărimea lui V1 ori mărimea lui V2 ori cosinusul unghiului între V1 și V2. Produsul scalar este foarte des întâlnit și, ca atare, insist asupra lui. Se folosește și în fizică, și în mecanică, și în inginerie, și mai ales în liceu. Produsul ca doi vectori, deci am spus cum e, V1, fac V1 ori I, V1X ori I plus V1Y ori J plus V1Z ori K, în spațiu cu 3 dimensiuni, vectorul V2, V2XI plus V2YJ plus V2Z ori K e 0, V2K nu e 0. V1 ori V2 egal cu V1X ori V2X plus V1Y ori V2Y plus V1Z ori V2Z. Se demonstrăm așa acest lucru. Mărimea lui I egal cu mărimea lui J egal cu mărimea lui K sunt versuri axelor, egal cu 1. Versuri axelor X este I, versul axei Y, OY este J, versul axei OZ este K. Și trecem mai departe. Deci mărimea lui I egal cu mărimea lui J egal cu mărimea lui K e 1. Avem un vector în spațiu cu 3 dimensiuni, ăsta e Vx proiecția pe axa X, Vy proiecția pe axa Y, Vz proiecția pe axa Z. I, J, K, versorii axelor OX, OY și OZ. Iar ăsta e vectorul V, diagonala paralelepipedului. Mărimea lui V, deci vectorul V e Vx ori I plus Vy ori J plus Vz ori K. Mărimea lui V e radical din Vx pătrat plus Vy pătrat plus Vz pătrat, diagonala paralelepipedului. Aici, V1 ori V2, produsul scalar, e V1X ori I plus V1Y ori J plus V1Z ori K, mulțit cu V2XI plus V2YJ plus V2Z ori K. Egal cu V1 ori I ori V2 ori I, da, V1X ori V2X, I ori I. I ori I mărimea lui I ori mărimea lui J, ori mărimea lui I ori cosinus de 0, între I și I și 0. Deci e 1. Aici, V1X ori V2Y este I ori J. Mărimea lui I ori mărimea lui J ori cosinus de pi pe 2, că I și J sunt perpendiculare. Deci astea sunt 0. V1X ori V2Z este V1X ori V2Z și vine I ori K. E mărimea lui I ori mărimea lui K ori cosinus între I și K sunt perpendiculare. Deci cosinus de pi pe 2 fac 0. De-aia rămâne numai V1X ori V2X plus V1Y ori V2Y plus V1Z ori V2Z. Adică J ori J fac 1, I ori I fac 1, K ori K fac 1. În restul, I ori K fac 0, I ori J fac 0, J ori I fac 0, J ori K fac 0, că este comutativ produsul scalar. Deci, am demonstrat că ăsta este 0, ăsta e 0, ăsta e 1, K ori I fac 0, K ori J fac 0, ăsta e 1. I ori I fac mărimea lui I, ori mărimea lui I, ori cos de 0, 1 ori 1, ori 0, ori 1 fac 1. I ori I fac 1, I ori J fac mărimea lui I ori mărimea lui J, cos de pi pe 2, cos de pi pe 2 fac 2, 0. I ori K, mărimea lui I ori mărimea lui K, cos de pi pe 2, este 0. J ori J, mărimea lui J ori mărimea lui J, cosinus de 0, fac 1. Deci, în demonstrații din astea, să fii și voi atenți, care urmăresc, trebuie să scrii și tu, să urmărești ca lumea. K ori K, mărimea lui K ori mărimea lui K, cos de 0, este 1 ori 1 ori 1, cos de 0, fac 1. Mărimea lui K e mărimea lui J egal cu mărimea lui I egal cu 1. Deci V1 ori V2, produsul scalar, e V1 ori X ori V2X plus V1Y ori V2Y plus V1Z ori V2Z. Aveți acest produs scalar, se întâlnește foarte des și în facultate și în liceu. Succes! De-aia am pus accent pe el.